Eu vreau să chem societatea, vreau să chem oamenii să nu panicheze, pentru că dacă avea să fie așa, Maia Sandu era deja în bunker sau era plecată din țară. Eu, de exemplu, vă spun că o rudă de-a mea a fost duminică la un concert la Palatul Național și Maia Sandu era acolo, veselă, băte din palme și așa mai departe. Pentru că luni se iasă și sperie toată țara că se începe război, vin diversanți și așa mai departe. Doamna președinte, nu are sens, nu e corect să faceți așa ceva. Rolul unui președinte de țară, de stat, este să calmeze spiritele. Să nu inducă în eroare opinia publică și să nu panicheze toată țara.